Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Campania electorală s-a aprins pe ultima sută de metri. Diferite partide au fost implicate în altercații. Membrii AUR s-au încăierat cu așa numiții grăniceri din regiunea transnistreană. Iar tinerii socialiști s-au bătut cu niște trecători aseară. Totodată, susținătorii blocului PSRM-PCRM l-au stropit pe Vasile Costiuc cu gaze lacrimogene la Glodeni și i-au agresat pe reporterii de la Bălți. Igor Dodon spune că imaginele în care el apare împușcând mistreți și amuzându-se în timp ce aceștia zac în agonie sunt un fake. România anunță că va dona Republicii Moldova peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer. Membrii AUR s-au îmbrâncit astăzi din nou cu așa numiții grăniceri transnistreni. Aceștia au încercat să ajungă în stânga Nistrului pentru a-și face campanie electorală, dar au fost opriți. Milițienii au întins o bandă cu țepi în fața autocarului lor și au format un cordon în calea acestora. Până la urmă, candidații au renunțat și au făcut cale întoarsă. Altercațiile au început în timp ce reprezentanții AUR negociau cu așa numiții grăniceri să le permită să treacă în stânga Nistrului. Cordonul format de milițienii transnistreni a fost rupt la un moment dat, unul dintre grăniceri fiind tras în mulțime. Au urmat îmbrânceli, ambele tabere lovind în stânga și în dreapta. Într-un moment dat am observat că sunt târât pe partea cealaltă cu forța și mi-am dat seama pentru faptul că le-am citit niște drepturi din Convenția Europeană pentru Dreptul Omului. Grănicerii de la punctul de trecere instalat ilegal de autoritățile din stânga Nistrului au întins pe asfalt o bandă cu țepi imediat ce au văzut că se apropie autocarul partidului AUR. Aceștia au format și un cordon pentru a se asigura că niciun membru al partidului nu trece de cealaltă parte. Totuși, un membru AUR a reușit să treacă de cordon, dar a fost scos cu forța de pe teritoriul punctului de trecere. Vlad Bilețchi susține că partidul a dorit să ajungă în stânga Nistrului pentru a-și face campanie electorală, dar nici din a treia încercare nu le-a reușit. Am solicitat să trec acest punct de control în calitate de persoană fizică. Am asupra mea buletinul de identitate în baza căruia se traversează acest punct de control. Unilor au spus că nu se permite. În timp ce unii duceau tratative cu grănicerii, alți membri AUR împărțeau ziare celor care treceau frontiera și un milițian transnistrean a luat un pliant. Republica Moldova și a legislației existente la acest moment. Un locuitor din Tighina ne-a spus că cei care locuiesc acolo nu sunt informați și nu știu ce partide participă la alegeri. Televiziunea rusească și aici tădeauna că Putin e bun, că ruschi e mir, ei știu numai de Dodon. Șeful inspectoratului de poliție din Tighina ne-a spus că poliția a inițiat un proces penal. Poliția menține ordine publică la, așa spus, hotar administrativ între Bender și Varnița. Pe cazul din data trecută au fost interzise libera circulație a cetățenilor din Republica Moldova în orașul Bender. Deci este deschis un proces penal. Pentru alegerile de duminică, CEC a decis să deschidă 41 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Cu toate acestea, concurenții electorali nu își pot face campanie pe teritoriul necontrolat de acolo, iar membrii comisiei nu au votat proiectul de hotărâre care să interzică transportul organizat la secțiile de votare, solicitări în acest sens venind din partea PAS și a platformei DA pentru a nu fi fraudate alegerile. Socialiștii nu par deranjați de acest fapt. Noi nu comentăm ceea ce aprobă Comisia Electorală Centrală. În Moldova nu s-a permis autobuse mari. Nici în stânga Nistru nu s-au permis autobuse. S-a întâmplat în diaspora. Sute de autobuse implicate. În răspunsul său, însă, Igor Dodon nu a ținut cont de faptul că alegătorii din diaspora au acces la informații despre campania electorală, spre deosebire de cei din stânga Nistrului. La alegerile prezidențiale din toamna trecută, la Varnița, au fost altercații după ce mai mulți veterani de război și politicieni au bătut alarma spunând că alegătorii neinformați despre campanie au fost aduși organizat la secțiile de votare unde au format cozi. Au apărut și imagini video în care unora li se propun bani pentru un vot. Nimeni însă nu a fost tras la răspundere, iar organele de drept nu au reușit să demonstreze că au fost comise ilegalități.
Iar câțiva simpatizanți ai PSRM care lipeau afișe electorale pe un gar s-au luat la bătaie aseară cu mai mulți trecători. Astăzi, socialiștii și cei de la AUR s-au acuzat reciproc de încăierare. Vedeți replicile și aflați ce spune poliția în jurnal. Igor Dodon afirmă că videoul în care el apare împușcând mistreți închiși într-un țarc sunt fake. Asta, deși în imagini se vede clar fața sa și îi se aude vocea. Între timp, colegul său de bloc, Vladimir Voronin, care se declară vânător cu experiență, spune că iubește animalele și condamnă astfel de acțiuni. Deși în imagine apare clar fața lui Igor Dodon și se aude vocea acestuia, liderul PSRM susține că filmulețul este un fake. Noi suntem obișnuiți la astfel de fake-uri care sunt lăsate de oponenții noștri. Nu au decât să-l lanseze. Asta este răspunsul meu. Eu pot să vă fac atâtea filmulețe unde și dumneavoastră să fiți la vânători, vreți? În apărarea lui Dodon a sărit și Vladimir Voronin, care se declară vânător cu experiență de peste 50 de ani, dar spune că iubește animalele. Mie îmi place când pe lângă mine fug iepurașii, trec turmele de căprițe. Totuși, Voronin a mai spus că nu este de acord cu asemenea acțiuni. Eu condamnez toți balconerii. Cei doi au refuzat să mai răspundă la alte întrebări legate de acest subiect. Da. Cine credeți că a publicat acest film? Alte întrebări mai sunt? Imagini în care Igor Dodon apare împușcând într-o turmă de mistreți izolată într-un țarc au fost publicate ieri pe un canal de YouTube. În imagini se vede cum liderul socialiștilor trage de câteva ori în mai multe animale care cad la pământ, iar unul dintre porci zace în agonie, în timp ce Dodon și cei care îl însoțeau râdeau. Gata? Anterior, Renata Usată i-a publicat un video în care Igor Dodon apare extrăgând, potrivit liderului PN, toți peștii din iazul de la vila prezidențială de la Condrița. Asta e unde lui uite. Să ai pe pădânsul, Vitea. Uite, Dodon, Vitea, să ai pe pâncii pe pădânsul. Vitea, să ai pe pâncii pe pădânsul. Davai, el răbde, Vitea. Asta-i văd cum chișeam și pe pâncii. Usată i-a declarat că imaginile au fost filmate înainte ca liderul socialiștilor să plece de la Condrița după ce a pierdut alegerile fiind devansat de Maia Sandu. Igor Dodon însă a negat acest lucru. Doi reporteri de la portalul Nord News din Bălți au fost bruscați de deputatul socialist Alexandru Nesterovski și de câțiva tineri simpatizanți ai PSRM. S-a întâmplat în timp ce Igor Dodon avea o întâlnire cu alegătorii de acolo. Reporterii nu au fost lăsați să participe la discuții, iar Igor Dodon nu a comentat comportamentul agresiv al membrilor formațiunii sale. De ce presa nu are acces la întâlnirea cu alegătorii dumneavoastră? Din imaginile video se vede cum reporterul Nord News încearcă să intre în Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, unde Igor Dodon și alți membri ai partidului PSRM aveau o întâlnire cu alegătorii, însă jurnalistul nu a fost lăsat să intre. Mai mulți tineri, simpatizanți ai PSRM, s-au pus în fața intrării și împiedicau accesul, iar deputatul socialist Alexander Nesterovski a amenințat reporterul cu bătaie. Apoi unul dintre susținătorii partidului l-a luat pe sus pe jurnalist și l-a îmbrâncit. Și deputatul Nesterovski l-a bruscat pe reporter. După ce Igor Dodon a ieșit de la întâlnirea cu alegătorii, acesta a spus că nu cunoaște nimic despre îmbrânceli și de ce jurnaliștii nu au fost lăsați să intre. De ce nouă nu ni se permis accesul înăuntru? Nu știu, întrebați-o și colegi. Totuși, reporterii de la televiziunile afiliate socialiștilor au avut acces la eveniment. ONG-urile de media au condamnat acțiunile
abuzive și ilegale ale politicianului Alexander Nesterovski și ale membrilor Gărzii Tinere a PSRM. Totodată au solicitat organelor de drept să se autosesizeze și să tragă la răspunderea agresorii. Nu este prima dată când reprezentanții PSRM împrâncesc jurnaliștii. Anul trecut, bodyguarzii lui Dodon au bruscat reporterul ProTV la un marș din centrul capitalei. Noi avem întrebări, dar lăsați-ne, nu aveți voie să mă țineți! Spune, Dodon, de ce ați adunat oamenii astăzi aici? E pandemie! Dar nu aveți voie să mă țineți! De ce mă bruscați? Același lucru s-a întâmplat și iarna aceasta la slujba de bobotează de la catedrală, când reporterul nostru a încercat să-i adreseze întrebări liderului socialist. Nu, vă rog, nu mă bruscați! De ce nu este libertate? De ce nu este libertate? Iar la Glodeni, simpatizanții comuniștilor și socialiștilor l-au stropit cu gaze lacrimogene pe Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrație Acasă, filma într-o stație când acesta a scos flaconul și l-a stropit în față. Purtătoarea de cuvânt a PSRM a declarat că a fost un răspuns la o provocare. Ia mai arată o dată degetul. Ia uite, cu balonașul. Dai cu balonașul. Ти що подходиш ко мені? Дай ку балонашу ди газ! La un moment dat, Costiuc este lovit de bărbatul care era în stație alături de mai multe persoane care purtau tricouri cu însemnele socialiștilor, lucru ce stârnește o încăierare. Tu dai cu balonașul de gaze! Tu dai cu balonașul de gaze! Ia-te-le cu balonașul de gaze! În imaginile video apărute în spațiul public se vede clar că acest pseudopolitician de dreapta provoacă în mod insistent și conștient. Este replica purtătoarei de cuvânt a lui Igor Dodon la cele întâmplate. Vasile Costiuc a scris că cel care a stropit cu gaze lacrimogene ar fi șeful Red Nord din Glodeni. Poliția din raion însă a declarat că nu a reușit să-l identifice, că a fost la fața locului și investigează incidentul. Președintele Comisiei Electorale Centrale spune că va ataca guvernul în judecată dacă instituția nu va aloca încă peste 22 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor. Dacă nu vin banii, vom aplica remediile juridice necesare și vom reacționa în modul corespunzător, inclusiv poate că și la măsuri judiciare. Dar care ar fi? Acționarea guvernului judecat pentru neexecutarea obligațiilor legale. Reprezentantul executivului ne-a spus să trimitem o solicitare pentru o reacție, dar un răspuns încă nu am primit. Ieri, ședința guvernului, la care urma să se voteze alocarea peste 22 de milioane de lei cecului, a fost amânată pentru că niciun ministru nu s-a prezentat, toți invocând motive de boală. Până acum, guvernul a transferat Comisiei Electorale Centrale doar 70 de milioane de lei pentru organizarea anticipatelor, deși autoritatea electorală a cerut 125 de milioane. Mai mulți tineri simpatizanți ai PSRM s-au luat la bătaie cu câțiva trecători care s-au arătat nemulțumiți că aceștia lipeau afișe electorale pe un gard din sectorul Botanica. Incidentul a avut loc aseară, iar momentul a fost filmat de liderul AUR, Vlad Bilețchi. Poliția a pornit o investigație pentru a stabili cine se face vinovat. Tot gardul acestei construcții l-au lipit cu simbolul socialiștilor. Iar cum se bat? În imaginile filmate de Vlad Bilețchi se vede cum mai mulți tineri îmbrăcați în tricouri și purtând chipiuri PSRM lipesc afișe electorale ale socialiștilor pe un gard de pe bulevardul Decebal. După un schimb de replici, aceștia se iau la pumni cu câțiva trecători. Aveți nevoie de ambulanță? Nu, e că normal, se le cuțuie, pus la g***. Nici vă sebe, dar de așa? Noi eram trei, toți se redă noi. Potrivit poliției, tinerii s-au luat la bătaie din cauza viziunilor politice diferite, trecătorii fiind nemulțumiți de numărul mare de afișe lipite pe gard de către simpatizanții PSRM. Câțiva provocatori de la AUR, câțiva tineri agresivi, au sărit la bătaie la reprezentanții garzii tineri. Iată ce s-a întâmplat. Provocare organizată. Într-un comunicat, membrii AUR au scris că nu au nicio legătură cu acest conflict iscat între membrii PSRM. Oamenii legii spun că în urma incidentului au reținut un tânăr de 17 ani. La audiere, acesta a declarat că în timp ce mergea cu alți doi prieteni pe bulevardul Decebal, a observat un grup de tineri. Fiind în stare de ebrietate, a intrat în polemici cu ei, iar cearta a degenerat în bătaie. Ulterior, adolescentul a fost eliberat. Poliția spune că investigează cazul și că nimeni nu a fost rănit în urma încăierării. Campania electorală este pe ultima sută de metri, iar mâine aceasta se încheie. Cu detalii vine colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună seara!
Bună seara, Sorina, bună seara, doamnelor și domnilor. Mâine este ultima zi în care partidele își mai pot face campanie electorală. Unele formațiuni au început de astăzi deja să facă totalurile, dar cele mai multe au spus că o vor face mâine, fie prin briefing-uri de presă, fie organizând câte un marș ca să se mai facă auzite ori văzute. Sâmbătă este ziua tăcerii, iar atunci niciun candidat nu va mai avea voie să facă agitație sau orice alte acțiuni electorale. Iar duminică, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot sunt așteptați, începând cu ora 7 și până la 21, la urne ca să-și aleagă deputații care îi vor reprezenta în viitorul Parlament. La secțiile de votare sunt așteptați peste 3 milioane de alegători. Acestea au fost informațiile. Sorina. Daniela, îți mulțumesc. Mai mulți deținuți de la penitenciarul din Lipcani au incendiat o clădire de pe teritoriul închisorii și au organizat o revoltă încercând astfel să evadeze. Dacă le-a reușit să fugă, aflați în câteva minute. România va dona țării noastre peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul de la București. Ajutorul umanitar pentru Republica Moldova constă în acordarea a 100.620 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19 din numărul de doze achiziționate de Ministerul Sănătății. Asigurarea transportului dozelor de vaccin se va realiza de către Ministerul Afacerilor Interne. Deocamdată nu este clar când va ajunge lotul la noi. Responsabilii din sănătate afirmă că vor anunța ulterior când se va întâmpla acest lucru. Până acum, autoritățile de la București au donat țării noastre peste 500.000 de doze de vaccin AstraZeneca și Pfizer. Varianta Delta a coronavirusului mai contagioasă decât toate celelalte de până acum ia avânt în Europa. Spania revine la faza de risc extrem după ce a înregistrat peste 17.000 de cazuri noi de COVID-19. Marea Britanie a raportat cel mai mare număr de contaminări din ultimele 5 luni și jumătate. În Olanda, Portugalia, Grecia și Italia, numărul de noi infectări s-a dublat de la o zi la alta. 801 cazuri au fost raportate luni de autoritățile elene, iar a doua zi cifra a fost de două ori mai mare. Doar 38% din populația adultă a Greciei este complet vaccinată până acum. În Italia, infecțiile cu tulpina indiană, cea care provoacă îngrijorare, reprezintă deja 22% din totalul cazurilor, iar în Portugalia 90%. În Marea Britanie, cifrele zilnice au trecut de 32.000 și se estimează că se va ajunge la 100.000 de cazuri pe zi în curând. Partea bună este că numărul deceselor este mult mai mic față de perioada în care la asemenea rate de infectare se raportau sute de morți zilnic. Nu la fel de bine stau lucrurile în Rusia, care pare că retrăiește criza din toamna anului trecut. De câteva zile, autoritățile raportează în mod constant peste 20.000 de noi cazuri de îmbolnăvire. Și asta pentru că rata de vaccinare este scăzută de doar 15%. Potrivit OMS, contagierile cu noul coronavirus au crescut pentru a doua săptămână consecutiv. All of the countries of the Americas, we still have nearly 1 million cases a week. 1 million! A week, you know, it isn't over, and the same in Europe. In the European region, we've 500,000 cases a week. It's not like this thing has gone away. Cea mai gravă situație este acum în Indonezia, care este copleșită de varianta Delta. Țara înregistrează în prezent peste 25.000 de noi cazuri în fiecare zi. În Jakarta, numărul zilnic de înmormântări din cauza infectărilor COVID a crescut de 10 ori de la începutul lunii mai, iar în cimitire gropile sunt săpate cu excavatoarele. Spitalele și-au depășit deja capacitatea, iar țara se confruntă cu o criză acută de oxigen, astfel că oamenii sunt conectați la tuburi direct în stradă. O imagine care amintește de situația recentă din India. Între timp, o nouă variantă de coronavirus este în atenția OMS, numită Lambda. Aceasta a fost depistată pentru prima dată în Peru, iar acum a fost identificată în cel puțin 27 de țări și este dominantă în statele latinoamericane.
Avocații lui Ilan Șor au atacat astăzi la Curtea Supremă de Justiție refuzul de ieri al instanței de apel de la Cahul de a anula mandatul de arestare al fugarului. Într-o postare pe Facebook, Șor a scris că în cazul în care CSJ va anula mandatul, este gata să vină în Moldova și să depună mărturii în dosarul furtului miliardului. Ilan Șor a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fraude la BEM, iar de când dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cahul, acesta nu s-a prezentat la nicio ședință de judecată. O nouă rundă de dezbatere electorale, urmăriți imediat după jurnal. Lorena Bogza este în studio. Lorena, bună seara! Cine vine astăzi? Bună seara! Am ajuns la ultima rundă de dezbatere electorale Te Votez la Pro TV. Aici i-ați văzut pe toți candidații înscriși în cursă. Adevărat, unii dintre ei au refuzat să se prezinte a doua oară, așa cum este și cazul partidului Șor, de exemplu, care a anunțat că nu va participa la dezbaterile de mâine. De aceea, astăzi va fi ultima rundă. Astăzi de aici vor fi, dați-mi voie să vă spun exact cine sunt invitații, cine și-au anunțat participarea: Dan Perciun, candidat Partidul Acțiune și Solidaritate, Bogdan Țârdea, candidat Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, Ion Terguță de la Platforma DA și Elena Grițco de la Blocul Renato Usatăi. Rămâneți cu noi, începem exact la ora 21, vă așteptăm aici. Lorena, mulțumesc. Chiar aseară, fostul prim-ministru Ion Chicu, lider al PDCM, a explicat de ce camioanele cu ajutor umanitar primite anul trecut din România au fost întâmpinate sub podul de la Telecentru. Reprezentantul Partidului Democrația Acasă a negat că liderul formațiunii ar fi avut vreo legătură cu Vlad Plahotniuc. Iar liderul Partidului Puterea Oamenilor a declarat că cetățenii din stânga Nistrului nu trebuie să fie lipsiți de dreptul la vot. Am văzut ce s-a întâmplat cu toții, n-a înțeles multă lume de ce s-a întâmplat asta și de ce drapelul României trebuia ținut sub pod, dar drapelul Rusiei a avut loc în Piața Mare Adunării Naționale când au venit acele mașini. Dumneavoastră sunteți unicul jurnalist care a primit confirmarea adresării autorităților române. Dumneavoastră României. Vorbiți despre discuția mea cu dumneavoastră privată pe intimă, Messenger. Da, da. Eu nu pot să-mi permit... Intimă poate a fost pentru dumneavoastră. După câteva minute în timpul emisiunii, Lorena Bogza a postat mesajele din discuția cu Ion Chicu despre camioanele cu ajutor umanitar din partea României, care au fost întâlnite sub podul de la Telecentru. Odată ce mi-ați permis, a trebuit ca să spun tuturor despre ce este vorba, ca să nu creadă nimeni că s-a întâmplat altceva sau că a fost vorba despre altceva. A fost propunerea, din câte vedeți, autorităților române despre Telecentru. Deci nu noi le-am propus, da. Dar am spus foarte clar, nicio mașină militară cât eu sunt prim-ministru, indiferent cu ce este încărcată, nu vine în Piața Mare Adunării Naționale. Au fost niște declarații făcute de Adrian Candu și Eugen Nichiforciu, care afirmau că liderul formațiunii pe care o reprezentați ar fi fost plătit de Plahotniuc și fruntașii Partidului Democrat, de unde primea niște instrucțiuni. Aceștia atacă formațiunile pro-europene sau românești care au cele mai mari șanse să formeze un guvern anti-oligarhic, anti-sistemic în ceea ce vizează lupta contra corupției și a corupțiilor în prim plan. Nu aș vrea să comentez declarațiile celora care sunt cu pufușor pe botișor. Atât timp cât noi nu o să introducem votul electronic, noi tot timpul o să avem ca diferența asta de Transnistria, partea de est, partea de vest. Dar ei sunt cetățeni Republicii Moldova. Da, noi suntem împotrivă că votul nu poate fi verificat acolo, că nu poți face campanie electorală, că se face transportare, se asigură transport plătit pentru alegători. Dar nu poți îngrădi. Eu am rude azi în Transnistria. Noi ce facem? Îi lăsăm pentru că ei nu sunt cetățeni Republicii Moldova? Sigur că da. De 5 ori pe an se poate de răbdat. Asta spune Ion Ceban despre inundațiile de pe strada Albișoara. Cinci, șapte ori pe an se poate întâmpla. Deși tot el dădea asigurări că după reparație scăpăm de inundații pe această stradă. Ce scuză a găsit astăzi? Aflați imediat. Mai mulți deținuți au încercat să fugă aseară din penitenciarul din orașul Lipcani. Aceștia au incendiat una dintre clădirile de pe teritoriul închisorii și au urcat pe acoperiș. Poliția și mascații au intervenit, iar tentativa a eșuat. Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă internă. Hai!
Din imaginile filmate de un martor se vede cum cel puțin 5 deținuți se află pe acoperișul unei clădiri de pe teritoriul penitenciarului, în timp ce peste drum sunt zeci de polițiști care îi privesc. Într-un alt filmuleț video se vede un nor dens de fum deasupra clădirii. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, totul s-a întâmplat în timp ce un condamnat urma să fie transferat într-o altă închisoare, dar a opus rezistență și și-a incendiat celula. Văzând asta, și alți deținuți au început să distrugă lucrurile din încăperile închisorii. Gardienii au alertat poliția, iar apoi au intervenit și mascații de la Pantera. Astfel, deținuții nu au reușit să fugă. Potrivit ANP, în cazul condamnaților au fost pornite proceduri disciplinare, persoanele implicate urmând să fie sancționate pentru tentativa de evadare și pentru faptul că au distrus bunurile din penitenciar. În luna mai, 3 minori au fugit din penitenciarul din Goian, 2 zile aceștia s-au aflat în libertate, timp în care au furat 2 mașini. Au fost reținuți ulterior și duși înapoi după gratii. Iar câteva săptămâni mai târziu și un deținut din Cricova a evadat și a fost prins după 5 zile. Nici într-un caz responsabilii nu au explicat cum a fost posibil ca deținuții să evadeze. Cel mai important port din Dubai a fost cuprins de flăcări noaptea trecută în urma unei explozii violente care s-a auzit în tot orașul. Incendiul a izbucnit într-un container aflat pe o navă care se pregătea să acosteze. Potrivit autorităților, flăcările au izbucnit într-unul dintre containerele depozitate pe o navă de transport și în scurt timp s-a produs și deflagrația. La bordul navei se aflau 130 de containere, dintre care 3 conțineau materii inflamabile. Unda de șoc a fost resimțită în tot orașul. Ferestrele mai multor clădiri au fost sparte chiar și la 25 de kilometri depărtare. Pe Twitter au fost postate videoclipuri cu pompierii care lucrau pentru stingerea flăcărilor, dar nu au fost comunicate informații cu privire la motivele exploziei. Autoritățile au raportat că nu au existat răniți sau victime. Martorii au declarat pentru Reuters că au auzit explozia și apoi au văzut vehicule de urgență și camioane de pompieri care se grăbeau să ajungă la fața locului. Nu este clar în ce măsură alte containere de marfă au fost afectate sau distruse în explozie și incendiu. Portul Jebel Ali este cel mai mare port de marfă din Orientul Mijlociu și este situat într-unul dintre orașele de top pentru turism, afaceri și comerț din lume. Peste 2000 de note au fost majorate în urma contestațiilor depuse la bacalaureat. În total, 9000 de lucrări au fost reevaluate la cererea absolvenților. Liceenii s-au bucurat, întrucât concursul de admitere la facultate se face în baza notelor. Unii ne-au povestit că dacă nu ar fi scris contestația, ar fi urmat să dea examenele repetat. Printre elevii care au rămas nemulțumiți de note la examen este și Corina. Tânăra a depus 2 contestații, la română și chimie, la care inițial a luat 9. După ce testul i-a fost reevaluat, nota la chimie a fost majorată până la 10. Chiar am bucuroasă că toate eforturile mele nu au fost în zadar. Corina vrea să devină medic și să prindă un loc la buget. Așadar, media notelor contează mult pentru ea. Concurența e destul de mare. De asta și aveam nevoie de o cât mai mare posibil la bacalaureat. Și Elvira a contestat rezultatul la examenul la limba română. Nota însă a rămas neschimbată. Eu vreau să aplic desenul în România, Universitatea din Cluj, dar însă dacă nu voi fi primit acolo, deja vă dau la UTM. Criticii literari care au analizat testele spun că itemii, în special la limba română, nu au fost formulați pe înțelesul tuturor, iar asta le-a creat dificultăți candidaților. Examenul oral va face diferența cea mai obiectivă. În scris, aprecierile vor fi subiective, pot fi tendențioase din anumite motive. Pe alocuri, elevii care au un bagaj foarte mare de lecturi pot face referințe la lucrări pe care un profesor sau altul nu le-a citit. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, peste 1800 la limba străină, iar aproximativ 1000 la istoria românilor și universală. Tot în jur de 1000 la matematică. Cei mai puțini, mai exact
985 de elevi au vrut să-și mărească nota la geografie. 2000 de note au fost majorate din cele 9000 de lucrări reevaluate și niciuna nu a fost scăzută, potrivit Ministerului Educației. Media obținută de absolvenții de licee din Moldova este în acest an de 7,28 față de 7,14 în 2019. În perioada 19-26 iulie va fi organizată sesiunea suplimentară pentru cei care nu au reușit să susțină examenul din prima. De 5 ori pe an se poate de răbdat, asta spune Ion Ceban despre inundațiile de pe strada Albișoara, deși după reparație dă de asigurări că nu va mai fi potop pe această arteră. În loc să anunțe o soluție, primarul s-a justificat spunând că și în capitalele europene străzile sunt inundate atunci când plouă mai puternic. 5-7 ori pe an se poate întâmpla. Dar în rest, 358 de zile pe an, strada este practicabilă la un standard destul de înalt. După ploile puternice de la începutul săptămânii care au inundat strada Albișoara, Ceban a găsit o justificare în loc de o soluție. Se întâmplă și în orașele europene, a spus primarul și a postat și imagini cu inundațiile din alte țări. Șuvoaiele duc spre Albișoara. Acum am arătat că, indiferent ce s-ar fi făcut cu pluviala, noi avem conexiuni dintre râul Bâc și Albișoara nemijlocit. Deci au fost atât de mult umplut Albia, că s-a făcut un râu pe stradă. Anul trecut însă primarul era convins că reparația ne va scăpa de aceste consecințe ale ploilor puternice. Sperăm că ceea ce ține nemijlocit de inundații în această zonă nu va mai persista. Dar inundații sunt și până în prezent. Soluția ar fi în perspectiva adâncirea Albiei râului Bâc, evident cu reevaluarea pe tot ce ține nemijlocit de capacitatea canalizărilor. Strada Albișoara a fost reparată anul trecut în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, cu 120 de milioane de lei, bani alocați de guvern și primărie. Au fost creați roboți care joacă șah, fac masaj sau udă flori. Astfel de invenții au fost prezentate la Conferința Mondială de Inteligență Artificială din Shanghai, unde și-au dat întâlnire sute de companii din domeniu. Acest robot, realizat de o companie din China, are 60 de kilograme, urcă trepte și poate să țină companie unei persoane. Future we can use this kind of robot to help our people, old people, to do the nursing things. Robotul poate aduce o băutură din frigider, un ziar, să țină o umbrelă și să ude florile. Poate chiar să joace șah, să cânte și să-i ajute pe cei mici la teme. Poate purta conversații și avea chiar interacțiuni emoționale. Producătorii promit că în viitor va putea îndeplini rolul de dădacă. În plus, va fi în stare să facă ordine în casă și să aibă grijă și de grădină. Printre minunile tehnologiei aduse în fața curioșilor la Shanghai, se numără și un robot priceput la capitolul masaj. Tot mai mult teren câștigă însă roboții care pun umărul la creșterea afacerilor, de pildă robotul care face până la 30 de cafele într-o oră. În cadrul Conferinței Mondiale de Inteligență Artificială din Shanghai au fost prezentate sute de prototipuri care ar putea schimba lumea. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea de dezbatere electorale Te Votez la ProTV cu Lorena Voza. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă!